Având în vedere faptul că în această perioadă traficul rutier a crescut, județul Mehedinți fiind tranzitat și de vehicule ale cetățenilor ucraineni, polițiștii rutieri au venit în sprijinul acestora și au desfășurat astăzi o acțiune preventivă pentru combaterea oboselii la volan. De asemenea, polițiștii rutieri le-au recomandat conducătorilor auto să ia pauze atunci când se simt obosiți sau devin agitați la volan, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța regulamentară între vehicule, să respecte regimul legal de viteză și regulile de circulație. Având în vedere faptul că în această perioadă traficul rutier a crescut, județul Mehedinți fiind tranzitat și de vehicule ale cetățenilor ucrainieni, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au venit în sprijinul acestora și au desfășurat o acțiune preventivă pentru combaterea oboselii la volan. Cunoaștem cu toții că oboseala la volan reprezintă una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere, motiv pentru care polițiștii au oprit în trafic vehicule care parcurg o distanță considerabilă, astfel fiindu-le oferite șoferilor cafea și pliante preventive, atât în limba engleză cât și în limba ucraineană. Acțiunile pe linie rutieră continuă și în zilele următoare pentru conștientizarea tuturor participanților la trafic despre importanța respectării normelor rutiere.